de vorbit. Bine, la bine să ajungă club toată echipa, pentru că astea luat fișele fiecare jucător să fie fiecare cât bani au de primit, are de primit în momentul de față. Atât tot. La sugestia domnului Iancu. Deci nu s-au dus jucătorii de capul lor. La sugestia domnului Iancu, toată lumea s-a dus la club să-și ia o fișă în care să vadă fiecare jucător cât are de primit în momentul de față. Dar nu sunt datorii așa mari să se ajungă să se depună memorie. De meci sunt întrebări. Vă rog, de meci pentru că... Da, spunea Dorinel că Timișoara câștigă cu noroc. Ce? Cu noroc. Cu noroc. Și părerea de meci. Și nu a făcut parte. Și dacă colegul dumneavoastră spune că și noroc face parte din joc și din viață, astăzi a fost de două de partea noastră. Asta, așa mult și atâte puține întrebări. Și-a motivat cumva decizia neacordării penaltului, da? Cum? Dar tu v-ai explicat de ce nu a acordat penaltul în acea fază. Nu știu, trebuie să-l domnul Altegan de ce n-a dat. După la televizor, în ce am văzut eu acum are lor, nu-i clar, e foarte clar. Și chiar cu ce s-a întâmplat la linia aia? Da, domnul Altegan a zis că a adus în jur. Chiar a zis că și-a adus în jurul lui. Pentru ieșirea lui, da? Normal, a avut acoperire, nu pot să mă leg de minarea lui Chiapu, pentru că data în jurat, probabil, a meritat să fie bine. Dar mi-a dat un minut 5 sau 6 sau 7, mi-a dat galben la Alexa, pentru că a zis că e obstrucție la mijlocul terenului, care mi l-a dat Alexa, e un jucător care bagă piciorul și luptă și asta. Deci din minutul 7 până în minutul 90, vă dați seama ce atent trebuie să fie. Mi-a fost frică că îl va elimina, pentru că dacă așa repede ar putea să pe nimica, eram sigur că îl va elimina pe Alexa, mai ales că vine și mine pe Dinamo. Deci că asta este. După aia, la lor de două ori, Paraschiv în prima repriză, se aruncă în careu. Lui Iani ți-a dat pentru simulare, îl Paraschiv două ori când a căzut și i-a făcut să se ridice, nu i-a dat cartonaș pentru simulare. Deci în prima repriză, trei cartonașe pentru noi, unele poate meritat, una nemeritată sau asta și pentru ei niciun cartonaș. Pe unde-i balanța? Ce facem? Unii arbitrăm că sunt pe primul loc oțelul meritat și asta și au nevoie de asta de respectat și Poli Timișoara pe locul 2 neînvisă campionat nu merită să fie respectată. Echipa nu i-a dat șanse să livreze mai altfel, cred că astăzi. Dacă avea ocazia, o făcea. Păi ce a zis Vali, probabil că nu le-am dat șansă să facă mai mult. Dar nu se poate, să ne respecte, atâta tot. Să ne respecte, să ne arbitreze pe aceeași măsură și pe adversar și pe noi. Nicolici poate fi vârful pe care Paul îl caută de mult sau e prea tânăr încă cumva și mare de lucrat? Noi avem mare încredere. Nicolici este capitanul de echipă de la tineretul Muntenegrului. E un jucător de 20 de ani, un jucător care are calități foarte, foarte bune pentru un atacant central. Are viteză, are forță, are statura care să-i dea lucrurile. Are 20 de ani, deci încă e tânăr și de-aia încercăm să-l introducem, să nu facem greșeli, să-l introducem, să-i dăm o presiune foarte mare la 20 de ani și poate băiatul să se pierd. De-aia noi avem mai încredere în el și eu și Vali și are calități care măcar să facă concurență lui Noxin. Vă rog de această întrebare, dacă mai are mult de muncă, nu mai Nicolici. Întreaga echipă mai are mult de muncă, de muncă inclusiv noi. Până la dubine, au obiectivii, da? Suntem doar pe un drum, care el este bun de când dat. Și încercăm ca să ne corectăm joc la joc. Sperați că și venirea lui Richet o să pună acea presiune pozitivă asupra lui Ațente? Va fi o, prin venirea lui Richet, va fi o luptă acertă pentru un post de titular. Și asta doar ajută în cadrul meci. Dacă ești singur pe post, e greu să te motivezi. Ar fi acoperit postul respectiv odată cu venirea lui? Da, pentru că, știți, Mansur este accentat
o operație foarte lungă și nu știm cum va decurge recuperarea. Și îl aveam doar pe absente și acum pe Nicolae. Dacă nu se accentează un idei, n-am rezervă pentru. Mai este Popovic care vine de la echipa a doua și care, puțin câte puțin, am încercat să-i dăm și lui șansă. Am văzut după paradul, meciul trecut am fost Pătaș. Am fost și astăzi tentat să bată Pătaș. Am zis că experiența lui Lucheacu mă va ajuta mai mult. Dar până cât am stat în teren și-a făcut cu să simtă sarcinile de joc. Ieșirea aia în masă. Trebuie să mă de cartonașul roșu, așa cum nu am tolerat și există reclamele din interioară, și alți jucători au fost expuși și la urmă, așa și el, la alți jucători, sunt cinciune, între cu lui Dumnezeu, să trebuie să facă. Ca să nu mă întrebați ce am întrebat. Burcă, v-a nemulțumit astăzi sau l-ați schimbat ca să purtați la capăt? Nu, vreau să câștig meci. De-aia și de-aia pus un jucător care am scos un puțin și bani și am încălzat să nu am nicio capacitate. Pentru că aveam nevoie de mine. Și eu întotdeauna o să fac schimbările numai pentru că am câștigat meci. Mai aveți întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc.